Noul an a adus schimbarea treselor pentru doi subofițeri din cadrul ISU Suceava. Traian Struț și Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, au intrat de la sfârșitul anului trecut în corpul ofițerilor, în urma promovării examenului susținut în luna august 2017. Purtătorul de cuvânt al ISU Bucovina Suceava, Alin Găleată, a fost inclus în corpul ofițerilor prin ordin al ministrului afacerilor interne Carmen Dan, alături de Traian Struț. Astfel, doi subofițeri au intrat de la sfârșitul anului trecut în corpul ofițerilor în urma promovării examenului susținut în luna august. Inspectorul șef al ISU Suceava, general de brigadă Ion Burlui, a dat citire ordinului ministrului afacerilor interne Carmen Dan, prin care cei doi au fost trecuți în corpul ofițerilor, începând cu data de 29 decembrie 2017. Potrivit acestui ordin, au fost trecuți în corpul ofițerilor locotenent Traian Struț, ofițer gradul 1 la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, și sublocotenent Alin Găleată, ofițer specialist gradul 1 la Compartimentul Informare și Relații Publice.